Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea 1 Ioan, capitolul 4, citim versetul 7 și versetul 8. Cartea 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragilor, eu în seara aceasta am fost invitat aici să vorbesc, dar dacă dumneavoastră rămâneți cu vorbirea mea, ați venit degeaba. Eu știu că atunci când venim la casa lui Dumnezeu, așteptăm să vorbească altcineva. Dumneavoastră, cine vreți să vorbească? Vedeți, atunci când Dumnezeu vorbește, nu seamănă cu noi. Dumnezeu nu are nevoie de mult timp și nu are nevoie de multe cuvinte ca să facă ceva, pentru că e Dumnezeu. Zice un cuvânt și se face. De aceea nu contează în seara aceasta cât de mult predic eu. Contează dacă Dumnezeu zice ceva. Și dumneavoastră trebuie să stați în rugăciune, să rugați pe Dumnezeu ca din cuvintele pe care eu le rostesc în seara aceasta, Duhul Sfânt să ia un cuvânt și să-l pună pe adresa ta. Asta înseamnă că Duhul poate direcționa pe adresă corectă orice cuvânt care iasă din gura Lui. De aceea stați în smerenie, stați în umilință și rugați-vă ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Să știți că Dumnezeu n-a despicat de multe ori cerul ca să vorbească. Dar când a făcut-o, a rostit următoarele cuvinte. Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Sau în altă traducere zice, care satisface inima mea. Acum și noi avem copii, unii dintre noi, unii dintre copii ne produc plăcere, și alții produc durere. Nu toți copiii produc plăcere și satisfac inima părinților. Există inimi de părinți îndurerate pentru copiii lor, pentru că copiii întristează. Aduc durere, dar sunt tot copiii noștri. Așa e și înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Există copii care satisfac inima Tatălui și creează plăcere în inima lui Dumnezeu și există copii care creează durere. Și Dumnezeu este întristat. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră în seara asta, de care copii sunteți? Înaintea lui Dumnezeu Tatăl, care produc plăcere, care satisfac inima Lui sau care produc durere? De care copii sunteți? Acum trebuie să știți un lucru foarte simplu. Predica mea e destul de simplă și dacă Duhul lui Dumnezeu dă lumină, puteți să înțelegeți foarte bine mesajul. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, ceea ce satisface inima lui Dumnezeu este iubirea. Pentru că Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este dragoste, asta satisface inima Tatălui. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, jertfa lui Iisus a satisfăcut inima unui Tată din cer, pentru că Hristos a iubit. Și de atunci încoa, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, ceea ce satisface inima lui Dumnezeu este iubirea. Dacă poți să afișezi versetul 7... Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Semnul că ești născut din Dumnezeu, semnul că îl cunoști pe Dumnezeu este iubirea. Dacă vreți un semn biblic că v-ați născut din Dumnezeu, că îl cunoașteți pe Dumnezeu, trebuie să știți că acest semn este iubirea. Este după Sfânta Scriptură. Puneți versetul 8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Observați, semnul că îl cunoști pe Dumnezeu, semnul că ești născut din Dumnezeu este iubirea. În momentul când nu ai iubire, cine nu iubește, nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Nu este născut din Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. De exemplu, pe mine mă cheamă Danilă Mihăiță. Nu știu dacă dumneavoastră știți de ce mă cheamă pe mine Danilă Mihăiță. Că așa îl cheamă pe taică meu. Și am preluat numele de la el. Păi îl cheamă Danilă, pe mine Danilă. Acum gândiți-vă, dacă am preluat numele pământesc de la tatăl meu și mă cheamă Danilă, acum gândiți-vă că tatăl meu ceresc poartă numele de dragoste. Și dacă eu sunt fiul tatălui ceresc,
Cum mă cheamă pe mine? Ură, dușmănie, ceartă, invidie, dezbinare, pe dacă sunt copilul Tatălui, am ceva din Dumnezeu. Ei, oricine este născut din Dumnezeu, oricine îl cunoaște pe Dumnezeu, are semnul acesta care se numește iubire, dragoste. Ei, în seara aceasta eu o să vă spun ce se întâmplă când lipsește iubirea și ce se întâmplă când este prezentă iubirea. Când lipsește iubirea, lipsa de iubire anulează. Prezența iubirii activează. Ce anulează lipsa de iubire? Pune-te, rog frumos, dacă poți, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 1. În primul rând, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru foarte important. Cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți pocăiți aici. Și trebuie să înțelegeți lucrul acesta foarte simplu. Lipsa de iubire anulează toate darurile. Noi funcționăm aici pe bază de daruri. Cântăm, predicăm, prorocim, vorbim în limbi și toate astea se numesc daruri. Ei, trebuie să știți, în momentul când îți lipsește iubirea, toate darurile sunt anulate. Ia uitați-vă dumneavoastră ce scrie aici. Aici e vorba de niște daruri spectaculoase, supranaturale. Zice, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, este un dar spectaculos, un dar supranatural. Versetul 2, dacă pot să afișez. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, știți ce scrie aici? Gândiți-vă că eu sunt un proroc și aș veni acum și v-aș lua pe rând așa și v-aș descoperi tainele. Ce ați gândit azi? Ce ați făcut azi noapte? Asta e un dar miraculos, să vin să cunosc tainele din inima dumneavoastră descoperite prin Duhul lui Dumnezeu. Ei, astea sunt niște daruri, noi funcționăm pe baza darurilor. Acum fiți atenți ce scrie aici. Chiar dacă vorbesc în limbi, chiar dacă am darul prorociei sau alte daruri, și fiți atenți cum încheie, și n-aș avea dragoste, ce se întâmplă? Adică dumneavoastră puteți înțelege, pot să am toate darurile, să funcționez prin daruri, dar lipsa de iubire anulează toate darurile. Uite, familia Piu a cântat frumos, s-ar frațor predica frumos. Dumneavoastră v-ați rugat frumos, poate predic și eu bine. Toate darurile sunt anulate dacă lipsește iubirea. Spunea cineva că o persoană a avut o descoperire că venise Domnul și a luat credincioșii la el. Și unul dintre cei mai buni predicatori din România a rămas jos. Și persoana respectivă zice, nu se poate așa ceva, păi omul ăsta ne lasă cu gura căscată pe toți. Și cum a fost lăsat jos? Și vocea i-a răspuns. Ce i-a spus? Zice, pentru că n-a predicat de dragul meu. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Credeți că putem să predicăm și să nu facem de dragul lui? Apostolul Pavel spune că unii predică din duh de... Nu de dragul lui. Din duh de ceartă. Zice, alții predică din slavă. Dumneavoastră știți ce înseamnă semnul ăsta pe YouTube? De-aia predică unii. Pentru like-uri. Că dacă ar fi invers, ați auzit de predicatori care predică pentru bani. Credeți dumneavoastră că se poate predica pentru bani, nu de dragul lui Iisus? Da, toate lucrurile astea se pot întâmpla. Predici pentru bani, predici din slabă, predici ca să ajungi popular, predici ca să ajungi pe YouTube, predici din duh de ceartă, dar vreau să vă întreb, credeți că se poate cânta și să nu o faci de dragul lui? Vreau să vă întreb pe toți coriștii, ați cântat totdeauna numai de dragul lui? Sau ați făcut repetiție și ați cântat? Ei, nu se pune. Tot ce nu-i de dragul lui, nu se pune. Dar vreau să vă întreb, credeți că există cântăreți care cântă pentru bani? Este așa din ăștia. Dar pentru popularitate. Dar vreau să vă întreb, credeți că se poate veni la biserică și nu de dragul lui, din alte motive? Păi de dragul lui, de ce nu se vine și marța și joia, tot la fel ca duminica? Sau de ce se vine când vine un predicator mai mulți decât altă dată? De dragul cui? Nu, se poate veni la biserică și să nu vii de dragul lui Dumnezeu. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, indiferent ce facem în biserică, cu darurile noastre, totul este anulat dacă îți lipsește iubirea. Toate darurile.
Doamne, ai milă de noi. Amin. 2. Lipsa de iubire anulează toate slujbele. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în weekendul ăsta, în sfârșitul ăsta de săptămână, se vor ține în România mii de slujbe, în mare marjă anulate de Dumnezeu, pentru că nu le pune, că n-au la bază iubirea. N-am fiți atenți, un lucru simplu pe care scrie Biblia mea, zice, dacă știi că cineva are ceva împotriva ta și vii cu darul la altar să ții slujba, ce să faci? Să ții slujba. Și dacă o ții și nu te-ai împăcat, se pune. Deci dumneavoastră puteți înțelege, dacă aveți conflicte, dacă aveți certuri, dacă aveți probleme între dumneavoastră, slujbele sunt anulate. Nu se pun. E o singură dată mi s-a dat să văd în viața mea, mergând undeva la o evanghelizare, un slujitor care trebuia să înceapă slujba și a spus, slujba din seara asta nu poate începe că eu m-am certat cu cineva din biserică. Și eu am rămas uluit pentru prima dată, m-am uitat la el, zic, bă, omul ăsta nu-i normal la cap. Păi eu am venit atâția kilometri, auzi, ăsta spune că nu se ține slujba, că el e certat cu cineva din biserică. Păi și eu m-am certat câteodată, m-am certat și cu nevasta și cu alții și am ținut toate slujbele. Numai nu se pun. Și omul a înțeles Biblia. O zis, n-are rost să ținem slujba, că nu se pune. Dumneavoastră ați ținut slujbe cu conflicte. Conflictele rămân, problemele rămân, certurile sunt între noi, dar slujbele continuă. Pentru că iubim mai mult slujbele decât adevărul. Deci noi ne-am îndrăgostit mai mult de slujbe decât de adevăr. Noi ar trebui unele slujbele să le oprim sau să facem slujbe de pocăință, de împăcare. Păi dacă știm că îi ce îi, ce sens are să tot facem la slujbe care nu se pun? Dragilor, un creștin fără iubire este ca un ac fără ață. Nu leagă nimic, nu mă împunge. Deci poți să ai adevărul, dar dacă n-ai ață la ac dragoste, nu leagă, nu mă împunge. De-aia trebuie să ai și ață și ac ca să legi. Acul este adevărul și ața este iubirea. Trebuie să fii credincios și adevărului și iubirii. Să nu părăsești pe nimic. Adică unii se duc într-o extremă, zice, dragoste, nu le mai spunem nimic, că nu mai vin la adunare, n-are rost, mai bine lasă-i cum... Nu? Trebuie să le spunem adevărul. Dar nu trebuie să părăsim nici iubirea. Noi avem un frate în adunare, bătrân, când voia să ne corecteze, el prima dată începea așa, zice, frate, te superi dacă spun ceva? Și am, nu mă supăr, frate. Și iară repeta. Dar vă supărați dacă vă spun ceva? El prima dată se asigura că primești. Pentru că degeaba spui adevărul și nu-l primește nimeni, că nu are ață. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, adevărul cu ață leagă. De exemplu, s-a dus cineva să angajeze și la birou cea care făcea angajări era șchioapă. Și mergea de la un birou la altul și mergea șchioapă dacă era șchioapă. Și când a venit rândul lui să vorbească, zice, doamna șchioapa, am venit să mă angajez. Și bineînțeles, doamna când a auzit, l-a pasat mai departe. Și el povestind cu cineva, ăla zice, bă, dar de ce i-ai spus doamna șchioapa? Păi, dar i-am spus adevărul. Cum vreau să mă întreb, eu spus adevărul. Dar a avut și ață? Păi numai cu acu. Și eu vă spun de propria mea experiență că am fost unul cu ac de ăsta, de-l mare. Nu mai fost ac, a fost cui. Dar alții merg pe extrema aia altă. Dragilor, uitați-vă dumneavoastră la un geam, de exemplu. Geamul, dacă mă duc acolo la ușă și dau pe geam așa cu mâna, nu mă rănește, nu face nimic rău pentru că e închegat, e legat. Dar dacă mă duc și sparg geamul ăla și dau pe cioburile de sticlă, ce se întâmplă? Mă rănește. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cioburile de sticlă, sticla, este adevărul. Dar dragostea încheagă adevărul și face o sticlă care nu te rănește, ci te ajută. Dar numai cu adevărul vei fi rănit. Și numai cu dragostea nu vei merge pe calea lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să avem un geam, adică ac și ață, adevăr și iubire. Doamne,
ajută-ne și ai milă de noi. 3. Lipsa de iubire anulează toate rugăciunile. Deci anulează toate darurile, anulează toate slujbele și anulează toate rugăciunile. Dumneavoastră vă rugați frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar trebuie să, uite, bărbații, să învățați un verset. Ce, bărbaților, nu țineți necaz pe nevestele voastre. Dar de ce? Păi ziceți, v-ați mai slab, trebuie să te porți cu ea cu înțelepciune, că dacă nu faci așa și ține caz, sunt împiedicate ce? Deci nu se pune rugăciunea. Adică dacă vii la biserică și ai așa o voce sobră și ești bărbat și începi, Dumnezeule Avram, Isaac, Iacob, se ridică părul pe mână. Dar dacă tot așa țip și la nevastă ta, nu se pune. Înțelegeți? Nu se pune. Nevasta lui Leona Ravenhill, care a fost un proroc al Americii și-o dat cu prorocii de bal de toți, bal de toți pereții, ea spunea așa, zice, soțul meu la biserică e leu, dar acasă e miel. Nu merge să fii tigru la biserică și leopard cu nevastă ta. Nu se pune. A fost într-o biserică și acolo stăteau soțul lângă soție și o soție era cu mâna, nu știu dacă erau prieteni sau pocăiți, stătea cu mâna pe umărul la bărbatul ei, la soț. Și când au auzit ce zic eu, numai așa îi făcea. Dar eu am prins faza și zic, să știți că e valabil și invers. Soților, dacă țineți necaz pe soții dumneavoastră și nu sunteți supuse soților dumneavoastră, puteți să plângeți ca mironosițele la rugăciunile. Nu se pune. Că dumneavoastră aveți cu plânsul mai tare ca bărbață. Dar nu se pune. Eu mai spun, dar nu, oricum nu mă ascultă nimeni. Unele dintre surori ar trebui să puneți baticul pe capul fraților. Că oricum prezentați o minciună. Păi de ce aveți batic? Păi da, dacă nu e supusă, care-i rolul? Își pierde rolul, își pierde farmecul. Atunci, dacă bărbatul e supus, trebuie să-și pună el cumva baticul. Dar Dumnezeu ne-a lăsat o rânduială. Ei, dacă dumneata nu e supusă, poți să vii să stai la rugăciune, poți să te zmiorcă, poți să plângi, poți să faci ce vrei. Nu se pune. Și sunt anulate rugăciunile. Și asta e și dacă ține caz pe vecinul tău. Și dacă ține caz pe fratele tău. Nu se pun rugăciunile. Deci lipsa de iubire, dragilor, anulează toate darurile, anulează toate slujbele, anulează toate rugăciunile și poate vă interesează. Lipsa de iubire anulează sistemul imunitar. Adică fiecare dintre dumneavoastră, așa v-a creat Dumnezeu, cu un sistem de apărare împotriva virusilor și a bolilor. În momentul când nu iubești, lipsește iubirea, sistemul imunitar scade. Dacă te enervezi, dacă ești rău, dacă ești mânios, dacă ești certăreț, sistemul imunitar scade, cade la pământ și virusul și boala. Și după ce vă îmbolnăviți, veniți cu biletul. Și mai vin unii și zice, frate, vă rog să intrați în post cu mine, că am avut eu descoperire 7 persoane să intre cu mine în post. Și eu m-aș uita la câte o soră și aș spune, auzi, n-ai putea tu să te înțelegi mai bine cu Nora decât să mă faci pe mine să postesc. Dar unii chiar sunt obraznici. Deci ei îți certați cu nurorile, îți certați cu soacrele, cu vecinii, dar ne-ar chinui pe noi cu post. Băi, dragilor, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Puteți să mergeți și la Vasile Hozan în Canada, sau unde, să vă facă ungerea. Dacă sunteți certați și aveți conflicte, chinuiți slujitorii degeaba. Da, eu înțeleg să iei 7 persoane să postească cu tine când tu te împaci, când îți ceri iertare, când te duci și repari conflictul. Dar de ce mai chinui pe mine să postez și să mă rog nu știu câte zile dacă dumneatale oricum nu vrei să te împaci? Fratele Nichifor Marcu era un sfânt pe vremurile trecute și mergea direct.
la câte o persoană. Și s-a dus la o mamă cu copii care era pe moarte, pe pat. Și zice, dumneatale, trebuie să ai ceva. Nu imediat rugăciune. Păi zice, cum să n-am, frate Marcu? Păi, dar eu sunt pe patul ăsta datorită socrilor mei. Ce m-au făcut ăștia în viață, dumneatale, nici nu-ți vine să crezi. Și fratele Nichifor, a, păi asta e problema, ne rugăm să-i poți ierta. Și fratele Nichifor, eu nu pot să iert oamenii ăștia la ce m-au făcut în viață. Atâta ne rugăm până-i poți ierta. Și s-a rugat, și s-a rugat, și s-a rugat, dar zice sora, măi, frate Nichifor, parcă am primit putere să iert. Și zice frate Nichifor, na, acum ne rugăm în continuare să-i poți iubi. Deci e de iertat, iert cum e, dar să iubesc eu. Și iară rugăciune, 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 până când sora zice, mă, dar până la urmă să merg eu în iad datorită socrilor mei. Păi și iubesc. Ascultați-mă, au plecat fratele Nichifor Marcu Ninu, s-a rugat pentru boala ei. În câteva zile era în piață și vindea. Nu mai avea nimic. Dumneavoastră puteți înțelege. Degeaba chinuiți oamenii ăștia cu bilete. Eu nu zic, e foarte frumos. Hai să ne rugăm. Ei se roagă, unii postesc. Dacă dumneavoastră aveți conflicte, nu se pune. Deci dacă dumneavoastră vreți să vă împăcați și vă analizați viața și stați cum trebuie în familie, cu vecinii, în biserică, atunci are rol postul și rugăciunea pentru vindecarea ta. Dar dacă nu, de ce te-ar vindeca Dumnezeu? Să stai împăcat? Dragilor, ascultați-mă, cel mai bun complex de vitamine care există în lumea asta este iubirea. În loc să bei vreo 6 pastile dimineața, mai bine zici să iubesc. Acum spuneți dumneavoastră, dacă lipsa de iubire anulează toate darurile, toate slujbe, toate rugăciunile, sănătatea ta, se merită să nu iubești. Dar au zis o soră undeva, zice, da, frate, așa cum zici dumneatale, dar noi nu putem. Și-au avut dreptate. Pentru că în Biblia mea știți ce scrie? În Biblia mea scrie, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată. Asta înseamnă că eu nu am. Cum să fie turnată? Păi dacă e turnată din altă parte, înseamnă că eu nu știu să iubesc. Dragilor, dacă Iisus nu stătea pe o cruce, noi nu știam ce iubirea. Noi punem nume la iubire în toate formele. Dar Iisus ne-a învățat dragostea. Noi nu știm să iubim, nu avem așa ceva. Firea noastră este sălbatică, nu știe iubi. Ea caută profitul ei. Ei, Iisus a fost altruit și a dat viața și ne-a învățat iubirea. De exemplu, a spus la ucenicii lui, zice, și pentru că i-a iubit, i-a iubit până când? Nu vedeți că noi iubim pe segmente? Când numai, gata. Noi nu iubim până la capăt. Nu. Nu-i mai place de nevastă sau să mută la alta. Păi bă, dar iubirea până unde e? Nu mai îmi place de fratele. Păi da? Cum nu mai îți place? Da? Noi nu știm ce e iubirea, dar dragostea asta poate fi turnată noi prin cine? Prin Duhul Sfânt, deci generatorul de iubire, canalul, persoana care transmite în noi iubire este Duhul Sfânt. Dumneavoastră stăruiți după Duhul Sfânt? Și care e motivul? De ce stăruiți după Duhul Sfânt? Pentru că vreți să iubiți mai mult. Ascultați-mă acum ce vă spun bine. Botez însemnează scufundare. Un om care e scufundat și botezat în apă, cum iasă din apă? E plin de ce? E plin de apă. Nu poți să fii scufundat, botezat în Duhul Sfânt și tu să urăști. Ăsta nu-i botez cu Duhul Sfânt, trebuie să înțelegeți. În momentul când ești botezat în Duh, vine peste tine o putere și pe lângă multe altele, te scufundă în iubire. Poți să-ți iubești vrăjmașii, poți să-ți iubești vecinii, îți iubești nevasta, îți iubești copiii. Nu poți să fii scufundat în iubire și să spui ăla nu-i botez autentic. Nu merge mâine, nu știu ce ai făcut, ce boacă, ai urât pe cineva, ai certat cu cineva. Tu spui că ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Dragilor, Duhul Sfânt toarnă în noi dragostea lui Dumnezeu, dar o toarnă numai în omul care are nevoie.
și sincer își recunoaște. Întrebare pentru toate surorile. Care sunteți aici soacre și nu vă iubiți nora? Mâna sus. Dar nurorile să nu vă uitați. N-ați văzut de ce nu dă Duhul Sfânt dragoste? Toate soacrele sunteți ca niște icoane. Dacă vă facem poză, vă punem în icoane și vă vindem bine. Păi Duhul Sfânt nu dă iubirea asta la o persoană care nu recunoaște. Asta e pocăință. Doamne, păi nu am așa ceva. Nu pot să o văd pe nora mea. Ați auzit dumneavoastră să vină cineva, vreo soacră, a zis, băi, fraților, vreau să mă pocăiesc, nu pot să o iubesc pe nora mea. Ridic amândouă mâinile, Doamne, mă prind cu mâinile de tine, toarnă iubire! Nu-i nicio soacră. Dar nurori îs, care nu-ți iubesc soacrele. Iar mă-s. Înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun? Duhul Sfânt nu poate da iubire. El toarnă iubirea, dar o toarnă numai în omul care are nevoie. Care nu mai are pudoare, nu mai are prestanță, nu mai are onoare. Păi da, eu trebuie să recunosc, nu am, eu vreau să-mi iubesc mai mult soția. Vreau să vă întreb, bărbații, sunteți toți niște gentlemen cu soțiile dumneavoastră? Vă purtați frumos? Păi nu avem nevoie de iubire. Zice o cântare de-a noastră, s-ar putea să nu, în unele domenii să ai iubire, dar zice o cântare, o creștem iubirea în... Vreți să facem rugăciunea asta? Doamne, creștem iubirea! Eu sunt omul care am nevoie de iubire, să-mi iubesc soția, să-mi iubesc soacra, nora, vecinul, fratele, sora, dușmanul. E, Duhul Sfânt ar lucra și ar da... Oameni, ați primit vreun bilet vreodată să vă rugați pentru o soacră care nu-și iubește nora? Nu. Deci inexistent la dumneavoastră. La Bistrița toate soacrele sunt pomacră. N-are nimeni nevoie de dulce. Păi de ce nu trimiteți un bilet din ăsta? Păi cum să știe toată biserica? Că eu nu-mi iubesc nora. Lasă că nu, să nu știe nimeni. Doamne, ai milă de noi. Dragilor, în momentul când Duhul toarnă iubirea într-un om care are nevoie, care se zmerește, care se pocăiește, prezența iubirii care o toarnă Duhul Sfânt activează. Ce activează? În primul rând, activează un lipici. Deci activează un lipici și te lipește de lucrul de care ești îndrăgostit. Deci, efectiv, te lipește și nu te mai poți desprinde. Asta face iubirea. Când Duhul Sfânt toarnă în tine iubire, te lipești ușor de lucrul acela de care ești îndrăgostit și te desprinzi foarte greu. Cei care lucrați în construcție știți că dacă luați material și vă duceți la un zid și faceți cu mistrie așa și s-o lipit de zid și o lași până mâine, poi mâine, mai poți să o dai jos. Și dacă încerci cu un fier, lași o urmă. Pentru că asta face iubirea, creează magnetul, lipiciul, te atrage și efectiv te lipește și nu te mai poți desprinde. De-aia spune Scriptura, cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui? Cine? Moartea, viața, sărăcia, boala, lucrurile de acum, lucrurile viitoare. Așa te lipește că nu te poți desprinde. Sau dacă vreți un exemplu mai bun, gândiți-vă că aveți copilaj, Domnul să-i binecuvinteze. Dumneavoastră, dacă le dați un telefon, un iPhone la copiii dumneavoastră, cum se lipesc de telefon? Ușor sau greu? Și cum se dezlipesc de el? Na, asta e iubirea. Te lipești ușor și nu te mai poți desprinde. A stat un copil în fața calculatorului și taică-su chiar a vrut să vadă cât poate să stea. După vreo 7 ore, n-a zis copilul nimic, doar atât. Tată, adă-mi un pahar cu apă. Și în continuare. Na, asta e iubirea. 7 ore trec imediat și nu te mai poți desprinde. Dacă vrei să-i desprinzi de telefon, numai cu criză de nervi. Asta e dragostea. Acum că a venit vorba de soacră, nu știu ce am cu soacrele în seara asta, dar gândiți-vă dumneavoastră ce a spus o noră. Asta acum vă îmbunez, să nu țineți ciudă pe mine.
O zisă noră către soacră sa, nu sta de mine să te... Unde mergi tu? Poporul tău? Nimic nu mă poate despărți de tine decât... Noi spunem lucrurile astea la logodne și la căsătorii, dar asta era într-o noră și o soacră. Păi vreau să mă întreb, cum a putut să spună o noră la soacră așa ceva? Pentru că avea un lipici și nu mai putea desprinde numai moartea. Așa e și la dumneavoastră la Bistrița. Nurorile tot așa zic. Mamă soacră, unde mergi, matale? Și eu. La noi în Banat, știți cum zice nora? Îi zice lui, auzi, eu cu soacră mea nu stau. Dar de ce nu vrea să stea? Dumneavoastră știți că există soacre care iubesc nurorile mai mult ca pe băieților. Se creează efectiv un lipici și ajunge să țină la noră sau mai mult ca pe fiusul. Și îl ceartă pe fiusul. Asta face iubirea. Pune, dacă poți să afișez, să mă ajuți, pune, te rog, 1 Samuel, capitolul 18, la versetul 1. Ia uite ce zice aici. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Observați? Se creează un lipici unde este iubire. Acum eu vreau să vă întreb, tatăl lui Ionatan voia să fie prieten Ionatan cu David? Deci voia să-l desprindă. A reușit? Dumneavoastră știți că Ionatan trebuia să fie urmașul lui Saul. Deci împărăția, funcția, poziția, regatul, părintele n-a putut efectiv să-l desprindă de David. De ce? Pentru că iubirea creează un lipici și nu te mai poți dezlipi. Vreau să vă întreb, dumneavoastră coriștii, știți, lasă-te rog versetul un pic acolo, că trece mai departe, dar vreau să pun o întrebare la coriști. Știți în Vechiul Testament cum se numeau oamenii care trebuia să laude pe Domnul? Leviți. Pentru că veneau din Levi. Dar Levi, știți ce însemnează? Dumneavoastră puteți înțelege? Nimeni nu poate cânta dacă nu e lipit de Dumnezeu. De fapt, noi trebuie să cântăm lipitura. Că mai mă întreabă cineva, dar dacă vine unul din lume și cântă o cântare aici despre Dumnezeu? Nu poate. Păi dumneatale trebuie să cânti lipitura care o ai. Dacă nu ești lipit de Dumnezeu, cum să cânti de Dumnezeu? Păi n-ați auzit, dacă te duci în lume și ești lipit de bani, ce cântare ai? Despre ce? Aia care sunt lipiți de bani au cântări despre ce? Despre bani. Aia care trăiesc în curvii au cântări despre femei. Poți să ai cântări despre patrie dacă ești lipit de țara ta. Poți să ai cântări despre mamă, despre părinți. Ei, dacă vrei să cânți despre Dumnezeu, trebuie să fii lipit de cine? Numai cel care e lipit de Domnul se numește Levi. Aia sunt leviții adevărați. De cântat putem să cântăm toți, dar numai unii îl laudă pe Domnul, cei care sunt leviți. Așa de cântat poți să cânte toți. Dar lauda la adresa Domnului, laudele trebuie aduse de leviți. Ei, asta e când ești lipit. Exact cum a fost lipitura asta între Ionatan și David. Dă-i mai departe, versetul 3. Uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă dacă se creează lipiciul ăsta. Dragostea creează un lipici, te lipește, nu te mai poți desprinde și apoi intră în legământ. Deci, dragi prieteni, dacă sunteți în seara aceasta aici, trebuie să înțelegeți, orice iubire te lipește, te leagă și trebuie să ai un legământ cu persoana iubită. De-aia noi facem un legământ de căsătorie, pentru că ne lipim, iubim și facem legământ. Nu există iubire fără legământ. Dacă dumneavoastră sunteți fără legământ, ce înseamnă legământ? O juruință, o hotărâre că de astăzi încolo îl iubesc pe Iisus și merg după El. E, dacă n-ai avut niciodată o hotărâre în viață, că îl urmezi pe Iisus și îl iubești pe Iisus și ce zice Iisus, însemnează că nu îl iubești cu adevărat, pentru că orice iubire are un legământ. Și acum fiți atenți mai departe, versetul 4. Ce-a făcut Ionatan? L-a iubit, s-a lipit, a făcut legământ, dar nu numai atât. Deci a scos mantaua,
i-a dat hainele, sabia, arcul și cingătoarea. Acum eu vă pun o întrebare. Dacă Ionatan i-a dat lui David și mantaua, și hainele, și sabia, și arcul, și cingătoarea, în ce a rămas el? Și cineva într-o biserică simpatică, în ce a rămas? În mai eu. Păi dacă o dat și mantaua, o dat și haine, o dat și sabie, și arcul, și cingătoarea, l-a dezbrăcat iubirea de tot. Ia să vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră știți oameni care din cauza drogurilor au rămas mai eu? Păi drogurile și-au dezbrăcat până la eu. Nimic. Oameni care iubesc băutura și-au rămas mai eu. Oameni care iubesc o femeie străină și-au rămas în mai eu. Păi gândiți-vă că încă există la noi în biserici oameni care se duc până la Barcelona să vadă Barça cu Real și rămân o lună în mai eu. Așa s-au lipit ei de Real Madrid, de Barça și de aia, că se duc până la Barcelona, până la Madrid să vadă un meci și o lună nu mai au nimic. Dar vreau să vă întreb, cu Domnul tot așa stați? Îi dați și hainele și cingătoarea și sabia și arcul, tot! Ați rămas vreodată în mai eu pentru Domnul? V-a dezbrăcat iubirea așa? Păi nu vedeți un băiat când se îndrăgostește de o fată? Ce spune că-i dă? Deci, vreau să vă întreb, fetele care sunteți de căsătorit, dacă vă spune un băiat că vă dă o prăjitură, așa e că vă căsătoriți cu el. Parcă aștept mai mult. Dar există că atunci când se îndrăgostesc, zic, auzi, și luna de pe cer o ți-o dau. Adică îi dezbracă dragostea și ar da tot. Uitați-vă dumneavoastră la biserica primară în Faptele Apostolilor. Își vindeau averile, casele, ogoarele, îi lăsa dragostea, îi dezbrăca efectiv. Asta face iubirea. Eu am avut niște frați că vreau și eu să mă mut la țară și m-au ajutat într-o săptămână și au lucrat toată ziua o săptămână. Deci erau rupți, frânți. Și doi pocăiți, doi nepocăiți. Ăia nepocăiți luni seara la 10, miercuri seara la 10, vineri seara la 10 și cred că și duminică seara la 10 aveau fotbal la sintetic. Și pentru mine era un uimire. Băi, cum mă, la 10 seara după o zi de muncă faci o distanță de vreo 70 de kilometri să ajungi acasă și seara la 10 ești pe sintetic la fotbal. Pă, e regenerare. Și întreb și pe frații mei. Zic, voi, în timpul săptămânii, aveți rugăciune? Și da. Zic, ați fost marți? Nu. Noi, pocăiți, atâta suntem de obosiți. La 6, la 7 seara, atâtea motive avem. Nu putem, frate, dacă dumneata le-ai ști noi. Bă, dar cum ai ajuns tu la sintetic tot la 10 seara? Cum te uiți tu la meciul ăla? Cum de te duci nu știu până unde? Pentru că iubești. Nu mai spun că acum, de exemplu, dacă anunț în biserică, duminică dimineața, fraților, după masă, nu mai avem slujbă. Și vezi pe frați cum fac. Bine că nu voi. Dar ce faceți? Dați liber la o slujbă într-o duminică după masa și urmăriți-i să vedeți de ce îți lipiți. Deci în timpul liber poți să-ți dai seama cel mai bine ce iubește un om, că se duce, îi atrage lipiciul. În pauză, uitați-vă dumneavoastră unul care iubește țigara. Prima dată când e la lucru și face șeful o pauză, ce face ăla prima dată? Unde se duce? Spre ce? Deci imediat la o pauză, imediat într-o zi liberă, dacă nu pui o slujbă, urmărește-i să vezi unde se duc și o să vezi lipiturile. Dacă duminică seara nu-i slujbă, unul cu bățul la pescuit. L-a lipit imediat. Unul se duce la vânătoare, unul se duce pe la mol, unul se duce nu știu pe unde. La dumneavoastră nu e așa? Dumneavoastră mai cereți o slujbă și de la 3 la 4. Nu, noi ne ducem spre lipici, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta.
Dragostea creează lipiciul ăsta și trebuie să, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu vă înșelați, eu nu vreau să vă înșel. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu mai există iubire. Pentru că unul din semnele sfârșitului este dragostea celor mai mulți. Se va răce. Da, slujbele continuă, programele continuă, zice, poporul acesta mă cinstește în continuare, la biserică vine, cu gura îi dă cu lauda, îi dă cu predica. Dar inima, zice, îi lipită în altă parte. Ea nu mă e acolo. Doamne, îndură-te de noi. Există o cântare care noi o cântăm și zice, lipește-mi, Doamne, sufletul de ce? Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine. Și vreau să închei în seara aceasta, să vă spun că dragostea, prezența iubirii creează lipiciul ăsta și te duci spre Dumnezeu, te duci spre Scriptură, te duci spre părtășie, te duci spre frați, pentru că asta face prezența iubirii. Duhul Sfânt când toarnă, dă un lipici, face un legământ, te dezbracă efectiv pentru celălalt. Dar în final, știți ce vrea să facă dragostea? Dragostea vrea să te desfințeze de tot. De fapt, ăsta e scopul iubirii. În momentul când te îndrăgostești, ești desfințat. Uitați-vă dumneavoastră când îți doi îndrăgostiți. De ce spune Biblia că dacă doi se iubesc și se căsătoresc, cei doi devin... Păi unde e alălalt? Unde e alălalt? Unde a dispărut? Nu mai îți doi, unul, pentru că s-a topit în alălalt. S-a dizolvat de dragul celălalt. A intrat în celălalt. Păi gândiți-vă dumneavoastră că spune Apostolul Pavel, zice, eu nu mai trăiesc. Păi Pavel, ai nebunit la cap. Unde ești? Cum nu mai trăiești? Unde a dispărut Pavel? Ce, eu nu mai sunt, nu mai trăiesc eu. Dar ce-i cu tine, Pavele? Unde a dispărut Pavel? În Hristos. S-a topit în Hristos. Asta vrea să facă dragostea. Te topește în Dumnezeu. Te leagă de Dumnezeu. Te dizolvă în Dumnezeu și devii rob. Dar nu din lege, din iubire. Ce însemnează rob? Rob, există un rob care e din lege, dar există rob din iubire, pentru că iubirea efectiv te desfințează, nu mai ai planurile tale, le ai pe al ălalt. Nu mai ai viziunea ta, ci o ai pe lui. În momentul când ești îndrăgostit și te topești în ălalt, tu mergi după planurile lui, funcționezi după el, te trezești după el, te gândești la ea. Gândiți-vă dumneavoastră, surorile, dumneavoastră, ca o ciorbă să aibă gust, puneți sare. Eu vreau să vă întreb, după ce se termină ciorba și o puneți pe masă și mâncați cu lingura, unde e sarea? Unde e sarea? Mai este? Este gustul ei. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți gustul sării. Noi tot îi dăm cu sarea, pământul, așa, dar sarea în sac nu face nimic. Ea doar dacă se topește, dacă este desfințată, dacă este dizolvată într-o ciorbă, ea transmite gustul, dar gustul se transmite prin dispariție. E tot așa, dragilor, trebuie să înțelegeți fiecare dintre noi. Iubirea te desfințează. Deci, preiubitul meu este al meu și eu nu mai sunt. Am dispărut în el. Și atunci devin un rob din iubire, nu mai am planuri, nu mai am voie, voia mea, nu mai am concepția mea, ci o am acelui de care sunt îndrăgostit. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, toți funcționați pe bază de iubire. Și când iubiți ceva, efectiv vă topiți în lucrul acela și ăla vă comandă. Dumneavoastră sunteți numai robi. Poți să fii robul banului, poți să fii robul casei, poți să fii robul afacerii, poți să fii robul fotbalului, poți să fii robul politicii. Adică îți place ceva, te cucerește, te-ai dizolvat în el și tot acolo ești. Dumneavoastră știți care sunt primele cuvinte cu care Domnul ne va întâmpina după moarte? Bine, bine rob bun, nu predicator bun, nu cântăreț bun, ci bine rob bun, dar cum te va numi rob dacă tu n-ai fost? Tu poți să fii un predicator, un cântăreț, dar dacă n-ai fost rob, cum te va numi rob? Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă
În zilele astea ați căutat pe Google sau pe YouTube. Câți dintre dumneavoastră ați căutat să vedeți ce vă dă la cuvântul rob? Ați scris pe Google rob să vedeți ce vă dă. Dar ce căutați dumneavoastră? Păi noi nu căutăm rob, pentru că robul nu are prestanță. Nu caută nimeni pe Google, pe YouTube, robi. Caută vedete, celebrități, oameni populari. Pentru că asta ne dorim. Dacă ne-am dorit să fim rob, scriem rob și vedem, bă, unde e robul, ce-a făcut robul. De aceea, dragilor, cuvântul rob nu are prestanță, dar este sinonimul măreției lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie. De ce există unii predicatori care se axează pe un cuvânt bun, dar nu este complet? Și cuvântul ăsta sună cam în genul următor. Zice, sunteți regi și regine. Sunteți prinți și prințese. Sunteți Fiul lui Dumnezeu! E adevărat. Numai dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Fiul lui Dumnezeu, când a coborât pe pământ, a luat chip de... Dacă nu ai atitudine de rob, tu nu ai înțeles ce însemnează să fii Fiul lui Dumnezeu. Chestiunea asta, când vedeți câte un predicator, că zice, aleluia, slăvit să fie Domnul, Iisus Hristos este Domnul. Dar ce, tu ai stat pe banca facultății cu Iisus Hristos, te legi cu El de șirieturi, de stai așa în fața lui. Nu, asta nu-i rob. Robul e așa. Puteți face diferența. Te duci la unele biserici, acum eu nu vreau, n-am nimic, că oamenii poate vor să facă bine. Uitați-vă la scaunele care sunt la amvon. Nu scalea din sală. Îs niște jilțuri. Știți de ce? Pentru că acolo stau robii. Să pun pe jilț. Asta mie mă arată patron, nu a rob. Asta poate pe la secretariat, pentru la birou. Dar de ce e asta? Și nu o facem cu conștiință, adică nu facem că vrem. Dar de ce e diferența asta? Și acolo stau unșii Domnului. Acolo-s robii lui Dumnezeu. Băi, dacă e rob, pune-te pe jos! Pune-te pe jos! Nu vrem să fim robi. Pune-te, rog, Psalmul 133. Eu nu știu, n-am... Acum e 8 fără 5. Poate că depășesc câteva minute, nu știu. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații... A fost un frate la creștin după Evanghelie într-o biserică care a vorbit înainte de mine și a pus o întrebare și vă pun și dumneavoastră. Când locuiesc frații împreună într-o familie și îi plăcut? Și-o da răspunsul fratele, zice, când sunt mici. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru, secretul părtășiei este să fii mic. Când sunt frați mici, sunt toți împreună, se joacă, se ceartă, se împacă, mănâncă, se culcă. Lor le place să fie împreună. Cum cât un copil crește mare, se uită la taică, zice, auzi, eu cu mucoșul ăștia nu mai stau, mi-mi faci camera mea. Îți dai seama. Nu un pic! Când ești mic, îți place să fii împreună. Ăsta e secretul părtășiei. De ce crede dumneavoastră că nu se mai realizează părtășia între noi? Pentru că ne tot lățâm, ne tot îngroșăm, ne tot îngrășăm. N-ați văzut predicatorii? Postere mari. Danila Mihăiță. Păi nu vă supărați, eu vin din biserică ortodoxă, l-am dat pe Petru și pe Pavel jos. Acum să pun pe colegii mei. Păi măcar Petru și Pavel am știut că sfinți. Dar ne tot... Ne place asta. Nu, noi dăm cu robul și cu unsul Domnului, dar așa, cumva, de... Nu. Vrei să fie părtășie? Mic, mic. N-ați zis că te duci câteodată la un grup și te rogi 2 ore. Cu 2, 3, 4 frați. Băi, zice, ce părtășie am avut. Păi de ce? Zic că nu mi-a avut nimeni nimic. Mici s-o crea părtășia. E ce se întâmplă când se creează părtășia? Dă-i la versetul 2. Deci părtășia se creează când ești mic.
Da? Zice Ioan Botezătorul, eu trebuie să mă... Și el trebuie să... Zice o altă cântare, sunt un bulgăraș prea... Sunt un strop. Și cu cât mă văd mai mic... Ei, și când e părtășia cu oameni mici și se vede el mare, atunci de ce are el? Primul lucru, un de lemn de preț, adică ungere. Dumneavoastră vreți ungere? Dar trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu dă ungerea că vine nu știu ce predicator, nu știu ce cântăreț. Dumnezeu dă ungerea când este părtășie. Și părtășia se formează între oameni mici. Deci, dumneavoastră, când auziți fraza asta, zice, dacă doi sau trei se adună numele fraților, suntem mai mult decât doi sau trei, Domnul e cu noi, nici vorbă. Nu despre asta vorbește. Dacă sunt doi sau trei mici, care n-au nimic unul cu altul, care n-au probleme între ei și se adună ăia, Dumnezeu vine acolo. Putem să fim 1000 și să nu fie Dumnezeu. Ei, ungerea asta, dacă o vreți, se dăruiește unde-i părtășie și părtășia se creează când oamenii sunt mici. Mai departe, versetul 3, să vedeți ce mai dă Dumnezeu dacă noi ne micșorăm și El se mărește. Este ca roa Hermonului. Dumneavoastră ați văzut odată roa când pică, ce face? Aduce înviorare, prospețime. Păi de ce nu e înviorare? Păi noi dacă am face în biserici poze, am intrat în cartea recordurilor. Deci arătăm ca după bombele de la Hiroshima. Eu mai spun câteodată că eu sunt un predicator cu contact vizual, adică mă uit, urmăresc oameni, sunt alți predicatori care fixează un punct, își termină predica, nu... Și eu, pentru că am contactul ăsta, mă uit și văd câte un frate în timp ce predic, face așa. Auzi că ăsta mă înghite acum. Și mă uit la surori. Când mă uit la surori, câte o soră e așa. Zic că asta a murit de tot acum. Și nevasta mea zice către mine, băi, Mihăiță, tu ajungi la un moment dat în predică, te mai uiți numai la anumite persoane. Păi zic, e normal să nu îngheț eu. Mă uit la câte o persoană, că stă așa. Și zic, mă, ce lume, ce savurare, ce prospețime, ce rouă. Pentru că se face mic, se creează o părtășie. Eu am zis lucrul ăsta, dar vă zic și dumneavoastră. Vi s-a întâmplat vreodată de când sunteți să căscați când numărați banii? Dar de ce vă râdeți? Adică să încep să numeri banii. 100, 200... Hai să mergem la culcare, că așa mi-e de somn, dacă îi numărăm mâine. Ascultați-mă, să ferească Dumnezeu să lipsească 100, că e noapte de veghe. Deci câte nopți de veghe fac pocăiții, nu vă imaginați. Dacă, uitați-vă, mai îmi spuneți o biserică care mai are noapte de veghe până dimineața la 4. Nu putem. Deci nu rezistăm, nu mai putem. Dom'le, dacă ai pierdut 100 de euro, nu mai poți dormi, întorci tot pe dos, te gândești, faci. Păi unde e izvorul? Unde e roa? Deci acolo dă Domnul viața pentru... Totul este părtășie mic, mic, mic. Vreau să închei să vă spun că a existat un dirijor mare în lumea aceasta, în numele lui cred că a fost Toscanini, și a dirijat orchestra într-o sală de concerte și au cântat, au interpretat Sinfonia Noua de Beethoven uluitor. Și tot auditoriul s-a ridicat în picioare, în delir, a început să ovaționeze, a început să bată din palme și când dirijorul a văzut ce vine spre ei, câtă slavă, câtă măreție, câtă glorie și poporul cum îi ridică, marele dirijor Toscanini s-a uitat la orchestranții lui din orchestră și le-a spus următoarele cuvinte. Domnilor, eu, marele dirijor Toscanini, sunt nimic. Domnilor, voi care ați interpretat Sinfonia Noua de Beethoven, sunteți nimic. Și a rostit, domnilor, Beethoven este totul, pentru că am cântat Sinfonia lui. Acum eu vă spun altceva. Domnilor, eu care v-am predicat în seara asta, sunt nimic. Domnilor, dumneavoastră care ați vorbit în seara asta aici, sunteți nimic. Cei care ați cântat corul, sunteți nimic.
Dumneavoastră care ați venit în seara asta aici, sunteți nimic. Domnilor, Iisus Hristos este totul. Cântăm sinfonia de pe cruce și să pui slava pe mine, care intru în pământ mâine. Pe cum să faci așa ceva? Păi de 2000 de ani cântăm aceeași sinfonie, aceeași muzică, pe dragostea lui Dumnezeu. Un Iisus care s-a coborât și s-a lipit de mine și nu se mai poate desprinde. Un Iisus care a venit ca rob și a spus, nu voia mea. Și acum predic și eu, cânt și eu despre Iisus și zice, sunt fan al dumneavoastră. Păi nu vă supărați, eu vin din lumea sportivă, am fost fotbal. Am făcut fotbal. Păi și aici există fani. Păi eu nu știu că fanii sunt la vedete. Și că vă admirăm. Mă cutremur câteodată. Nu că nu-mi place. Dar câteodată vine să mă gândesc, Doamne, unde am ajuns? Tot ca pe terenul de fotbal. Oamenii vin să-mi spun aceleași lucruri pe care le-am trăit acolo. Păi nu m-am schimbat cu nimic, n-am făcut nicio rocadă. Tot aia vreau. Nu. Dragilor, Iisus Hristos este totul. Amin. Gândiți-vă, eu sunt nimic și tu ești nimic. Nu mai ești mic. Cuvântul nimic adaugă ceva. Când ești mic, ești mic, dar cuvântul nimic este nimic, adică mai mult decât mic. Până nu vom învăța lecția asta, să fim mici și un nimic și că Iisus Hristos este totul, nu vom vedea nici ungere, nici slava Lui, nici măreția Lui, nici roa Lui, nici viața Lui. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus, legați-vă de Dumnezeu. Lipiți-vă de Dumnezeu. Nu știu care au fost lucrurile de care ne-am lipit fiecare, v-ați lipit dumneavoastră, știu, pe ale mele în zilele astea. Poate că te-ai lipit, te-a atras ceva, te-ai lipit și nu te mai poți desprinde. Ascultă-mă, dezlipește-te. Și lipește-te de Dumnezeu. Amin. Și dacă simți că nu poți, spune lui Dumnezeu sincer, Doamne, m-a cucerit, m-a lipit lucrul ăsta. Te rog, toarnă în mine o iubire de pe cruce să mă lipească de Dumnezeu, de altceva. Vreau să fiu lipit de tine. Vă invit să ne ridicăm și să încheiem mesajul cu o rugăciune. Vă rog să faceți o rugăciune personală. Dacă Dumnezeu v-a spus ceva, puneți lucrul acela în rugăciune. Mulțumiți lui Dumnezeu. Eu nu spun că nu ne apreciem, că nu ne salutăm, că nu ne binecuvântăm, dar să nu sărim gardul, să nu luăm slava lui Dumnezeu. Să nu luăm gloria lui Dumnezeu, ci să lăsăm pe Dumnezeu să strălucească. Și când plecați aici, dacă auziți, nu acum, poate nu va vorbi Dumnezeu într-un mod concret în seara asta, dar poate mâine seară, poi mâine sau aseară, mergeți acasă și rostiți numele Domnului, spui, trăiască Domnul! Dumnezeu mi-a vorbit ceva, nu mai dați numai nume de oameni! Lăsați-L pe Dumnezeu să strălucească!